Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou vlog marca Haihuin 2. De fapt, vlogul de astăzi este un interviu. Un interviu pe care l-am promis de mult timp. Astăzi vom sta de vorbă cu avocata Marina Andrei, românca specializată pe zona de imigrări, ce profesează în California, mai exact în orașul Newport Beach. Vom afla detalii legate de profesia ei, ce înseamnă să fii avocat de origine română aici, în Statele Unite. Vom afla secretele meseriei și în același timp va răspunde întrebărilor pe care voi le-ați adresat, dar și întrebărilor și curiozităților noastre. Așadar, haideți să o cunoaștem pe Marina Andrei. Mulțumim tare mult că ați acceptat să stați de vorbă cu noi și vă mulțumim pentru tot suportul pe care ni l-ați oferit în cu mare lunile drag petrecute aici în state. Haideți să începem cu începutul. Cine este Marina Andrei și cum ați ajuns în state? Am venit din cauza inimii. N-a fost alegerea mea conștientă sau nu am plănuit-o. Mi-am urmat viitorul soț și am ajuns aici acum 17 ani deja se fac, s-au făcut. Oh. În 2003 am venit, inițial să văd cum e, ideea că dacă nu mi se potrivește, dacă nu ne simțim bine sau plecăm acasă. Uh-huh. Și n-am mai plecat. 17 ani și un copil mai târziu, sunt tot aici. Și ați venit direct în California. Da, nu am stat nicăieri niciodată în altă parte decât California. Am stat inițial în San Fernando Valley, care este undeva mai spre nord de LA. Uh-huh. Și apoi ne-am mutat mai aproape de ocean, pentru că na, marea, odată ce o ai în sânge, nu, da. Da, nu se pierde. De profesie avocat, specializat pe zona de imigrări, spun bine, da? Da, da. Profesați de 17 ani de când ați venit aici sau nu? Cum ați început? Povestiți-ne așa traseul dumneavoastră profesional. Da, traseul nu a fost ușor, pentru că nu există o modalitate să-ți echivale studiile în drept și să imediat să începi să profesezi. Nici măcar nu poți să zici că te duci la școală direct și gata, ți-ai echivalat studiile și te duci și dai examenul de barou. Fiecare stat are reguli diferite, fiecare barou are reguli diferite. Norocul meu a fost că în momentul în care m-am gândit că poate o să pot să fac ceva în domeniul ăsta, am aflat că în California, baroul, examenul de barou fiind atât de dificil, baroul de fapt zice, pe noi nu ne interesează unde ai făcut tu dreptul. Dacă ești încă membru al unui barou în străinătate, cu taxele la zi și fără niciun fel de probleme disciplinare, ne arăți chestia asta și apoi vii și dai examen. Dacă treci, treaba ta. Noi te primim cu brațele deschise. Bine, ușor de spus, greu de făcut. Examenul a fost draconic, dar cam asta a fost maniera pe care am folosit-o. Dar inițial, chiar și până acolo, până când să aflu că pot să dau examen de barou, a trebuit să adun informații. Inițial am vrut să fiu doar asistent de avocat, am crezut că asta e, nu pot să mă apuc acum la 40 de ani să mă duc să fac iarăși dreptul, mai ales că, așa cum știi, școala aici costă. Da. Marele meu avantaj în momentul în care am luat examenul de barou și am început să profesez este că am plecat cu zero datorii la școală. Uh-huh. Majoritatea colegilor mei, când încep, pornesc cu 200 de mii cel puțin datorii, pe care le plătesc probabil dublu cu dobândă și alte penalități mai târziu. Și sunt unii cărora le iau 10 ani să-și plătească daturile de la școală. Deci ăsta a fost norocul meu. Am trecut examenul, am început să profesez, niciun fel de datorie, am fost liber. Și cum ați ales specializarea asta? În momentul în care, inițial, planul meu fiind să mă duc să văd dacă pot să obțin un certificat de asistent de avocat, paralegal, cum se numește aici, m-am dus la West Los Angeles College și profesoara mea de atunci, primul lucru, în seara în care am ajuns acolo, m-a întrebat: ok, prezentați-vă fiecare și vine și rândul meu și îmi spune tu ce cauți aici și eu, păi, sunt avocat în România și am zis că... Și a dat așa la mine și zice, păi, ce cauți aici? Nu știi că poți să duci să dai examen de barou? Zică, ea a fost, de fapt, cea care mi-a spus. Și a doua zi îmi scrie un e-mail și îmi spune, am nevoie de o asistentă,
să știi că o să fie munca de jos, de la început, o să faci, o să scrii scrisori, o să le pui în plic, o să lingi plicurile, asta e, exact așa mi-a spus. Sper că nu te deranjează, nu m-a deranjat, am zis da, vin și în câteva luni, cred, am trecut de la lins plicuri la scris documente mai importante și apoi... Excelent. Mai departe, asistenta a trei avocați inițial și după aceea propunerea ca dacă te apuci de învățat pentru barou și treci, rămâi cu noi. Excelent. Și am rămas. Da. Deci asta a fost. Ei erau, acest oficiu era specializat pe emigrări. Uh-huh. Și a fost o alegere și personală din partea mea pentru că am simțit o conexiune cu domeniul ăsta. Acum o să îți adresez câteva întrebări venite din partea comunității Haihui, pentru că noi am avut un video în prealabil în care am explicat cum am prelungit noi visa, care a fost procesul și oamenii au dorit să îți adreseze câteva întrebări. Și o să încep cu prima întrebare. Cine sunt clienții tăi? Vin din toate colțurile lumii. De fapt, aș putea spune că clientela mea inițială a fost în marea majoritate populație din America Centrală, Honduras, Mexic, El Salvador, Peru, Columbia, dar încet, încet am început, de fapt începusem chiar când lucram cu celălalt birou în Los Angeles, să primesc clienți români, vedeau pe website sau mai știu eu, că se vorbește românește sau chiar căutau sau auzeau de la un prieten și încet, încet, e cea mai bună metodă, din gură în gură, exact. Am început să se aducă unul pe altul. În momentul în care m-am desprins și mi-am deschis propriul birou, câțiva dintre foștii clienți au început să-mi trimită prieteni, familie și așa am început să-mi dezvolt o bază de clienți români, dar încă aș zice că din numărul întreg de cazuri pe care le am, probabil un sfert sunt români și restul sunt jumătate America Centrală și celălalt sfert tu numește tu o țară și eu îți spun dacă am sau nu clienți de acolo. Deci California este un stat cât se poate de divers din punct de vedere al naționalităților și asta te-a ajutat cumva să-ți dezvolți afacerea. Tu în momentul de față ai un cabinet propriu. Da. Sunt, eu centrez, eu dau cu capul, cam așa s-ar spune, în sensul că nu am asociați, deci nu m-am asociat cu alți avocați. Uh-huh. Deci este, în România cred că ar fi echivalentul unui cabinet individual de avocatură. Ok. Și care sunt cele mai frecvente spețe, să le spunem așa, ca să folosim un cuvânt din domeniu, pe care le întâlnești tu în munca ta de zi cu zi? Făcând așa o medie a ultimilor ani de profesat. Păi, în continuare sunt foarte multe cazuri de familie, de cereri de întregire a familiei, adică cetățenii americani sau rezidenții americani, își aduc soții, logodnice, copii minori, mamă, tată, surori, încoace. Deci astea ar fi totuși preponderent majoritatea cazurilor, dar sunt și cazuri de investitori care vin să investească aici, inițial pentru o viză temporară și apoi continuă investiția până când pot să își iau un green card pe baza acestei investiții, mai greu pentru că trebuie să ating acel $1,800,000 okay. Și 10 locuri de muncă, dar încă există oameni care fac asta. Sunt cazuri de aplicații pentru studenți care vin să învețe aici și cazuri de azil, aici iarăși vorbesc de America Centrală, majoritatea. Din păcate, astea sunt foarte dureroase, dar trebuie făcute și atunci când am un caz din ăsta mai greu și dureros, întotdeauna vine un caz mai fericit care balansează. Exact. Și la sfârșitul zilei, da, încerc să merg acasă liniștită ca să pot să dorm noaptea. Uneori e mai greu, dar în general se poate. Că tot vorbeam de zona aceasta de reîntregire a familiei sau de zona de investitor, haideți să enumerăm care sunt metodele legale pentru români, să spunem, de a veni aici în state. Dacă vorbim de cererile de familie pentru cetățenii români, trebuie întotdeauna să ne gândim că ideea de rude apropiate, cel puțin în dreptul de emigrare american, în acest nucleu de rudă apropiată care poate să facă o cerere pentru cetățenii unei alte țări să vină încoace, sunt doar soț și soții, copii minori, mamă și tată și frații. Restul,
chiar dacă din punct de vedere civil sunt totuși rude de sânge, nu sunt considerate rude apropiate ca să poată să beneficieze de acest gen de cereri. Și atunci, chiar și aceste categorii enumerate mai înainte, la rândul lor au o diferită prioritate. De exemplu, prima categorie, soții de cetățeni și copii minori și părinții, ar intra la familie imediată. Uh-huh. Și atunci ei zic, americanii zic, nu contează câți aduci sau nu contează câte cereri există. Numărul de vize pentru această categorie sunt nelimitate. Atâta vreme cât îndeplinești condițiile cerute de lege, aplici pentru persoana respectivă și ei vin încoace, bineînțeles, urmând toată procedura. E, se schimbă situația când e vorba de frați și surori, de exemplu, sau soții și soți de rezidenți, de cetățeni. Uh-huh. Acolo numărul de vize sunt limitate pe fiecare categorie și în această cauză ele se împart și în momentul în care s-au terminat, tu rămâi în continuare la coadă și numărul nou de vize se eliberează de-abia la începutul lui octombrie următor. La începutul lui octombrie în fiecare an e început de an fiscal. Atunci Departamentul de Stat eliberează următorul cantalup de, să zicem, 40.000 de vize. Uh-huh. Și tu stai la coadă și aștepți să-ți vină rândul. Deci una este că sora mea, cetățean american, a depus o cerere pentru mine. Acea cerere în sine nu face decât să arate că mi-e soră, stabilește relația de rudenie uh-huh. dintre noi. Și în același timp mă așează la rând, dar nu îmi dă o viză, nu îmi dă posibilitatea să vin imediat. Uh-huh. Eu stau și aștept să se elibereze acel lucru. Vreo 12 ani pentru frați și surori, din păcate, da. Concret, ultimul caz de frați și surori din România pe care l-am avut și care au venit încoace, începuseră procedura în 2006 și au venit anul trecut. Deci așa poți să faci de cam cum lucrează această... E un proces de durată. Da. Da. Și alte metode de a veni legal în state ca și cetățeni români? Vizele de lucru. Iarăși o modalitate legală, dar și destul de complicată, în sensul că trebuie să existe o ofertă de muncă. E foarte important. Ca și la familie. Dacă nu există membru familiei care te cere să vii încoace, nu există cale să vii încoace. Oferta de muncă înseamnă că o companie, o entitate americană are nevoie de un muncitor pentru o anumită poziție. Întâi trebuie să arate că a căutat aici și n-a găsit pe nimeni, bineînțeles, pentru că e vorba de protejarea americanilor și a locurilor lor de muncă. Și dacă departamentul de muncă zice, da, am văzut, ne-ai convins, ai fost, ai dat anunț în ziar și n-ai găsit pe nimeni, atunci poți să aduci pe cineva de afară. Numai procedura asta de a obține acea permisiune să începi să ceri o viză durează cam un an de zile. De-abia după aceea, compania se duce, când a obținut permisiunea să înceapă procedura, începe procedura și, în baza acestei vize, aduce pe cineva din afară. Uh-huh. Și aici numărul de vize sunt limitate. Și aici sunt niște categorii, în funcție de pregătirea și experiența celui care vine încoace. Și în funcție de această experiență și pregătire, stau la rând și ei, dacă e cazul, poate să dureze uneori iarăși luni, ani, dar în general în ultimul timp cam, să zic, 2 ani de zile ar dura toată procedura de când începe angajatorul să obțină acele permise până când în sfârșit omul vine încoace cu viza de lucru. Și vii pe o durată limitată. Dacă mergi pe această procedură de obținere a unei vize permanente, viza permanentă duce la green card, ceea ce este de preferat, pentru că există și vize temporare de lucru, cum ar fi de exemplu H1B, cunoscută probabil de mulți ca fiind o viză de lucru, dar temporară, în sensul că angajatorul te aduce pe o perioadă stabilită prin contract, ea poate fi prelungită și ulterior poate să treacă de la H1B la o viză permanentă de lucru care să ducă la rezidență. Dar această viză H1B, din păcate, este foarte instabilă. Tot timpul există zvonuri că o să dispară de la anul, că nu o să mai continue, că acum se suspendă, că acum li se dau și soțiilor permise de lucru, că pot să lucreze și soțiile sau nu. Deci tot timpul există, e așa ca un fel de teren de nisipuri mișcătoare. Niciodată nu știm cum stăm. Iar procedura în sine de a aplica pentru viza asta este, ce să spun,
Nu ai voie să aplici decât de la 1 aprilie până la 30 aprilie și acolo e o adevărată loterie. Aplică toată lumea, dar fiind număr limitat, se iau cei care sunt pe listă și când s-au terminat vizele, restul out of luck, cum se spune. Okay. Trebuie să o ia de la început la anul. Și green card-ul se oferă pe durată nelimitată sau, să spunem, pe 5 ani, pe 10 ani? Depinde de ce fel de green card este, ce fel de rezidență. Rezidența obținută, de exemplu, prin soț cetățean, green card-ul respectiv se dă în funcție de durata căsătoriei. Dacă relația de căsătorie oficială, nu vorbesc că cei doi au stat împreună 12 ani, dar de fapt s-au căsătorit în ultimele 3 luni. Dacă relația de căsătorie oficială este mai lungă de 2 ani, imigrantul primește un green card permanent. Cardul în sine, acea bucățică de plastic, are validitatea de 10 ani, dar asta nu înseamnă că e numai pe 10 ani, înseamnă doar că acel document se trebuie schimbă, reînnoit. Da. Dar ești rezident până când ori vrei să devii cetățean, ori faci o boacănă și ți se ia rezidența înapoi, se poate și ce asta. Ce înseamnă boacănă? Ce fel de boacănă? De ce? Cele mai grele sunt cazurile penale și mai ales cele care implică droguri, trafic de droguri, violență domestică, tot ce înseamnă o sentință cu închisoarea mai mare de un an, care este o infracțiune serioasă, aia automat duce la trimiterea în judecată, în fața judecătorului a rezidentului, care poate să-și piardă rezidența din această cauză. Poate să fie și rezidentul pleacă afară, se duce acasă în România și uită să se mai întoarcă, stă acolo vreo 6 luni, după aia 8, după aia un an și când se întoarce iarăși, cei de la graniță spun, păi, unde ai stat până acum, de fapt, sau se duce 6 luni acasă, vine aici 2 săptămâni, iar se duce 6 luni acasă, iar vine aici 2 săptămâni, până când ăștia se uită și zic, păi stai puțin, că tu de fapt vii în vizită în Statele Unite și stai mai mult pe afară. Exact. Și pentru că rezidență înseamnă, de fapt, intenția cuiva de a locui în Statele Unite. Ori această intenție, chiar dacă este o stare mentală, ea trebuie totuși dovedită. Dacă tu renunți la ea și stai mai mult pe afară, atunci înseamnă că nu te interesează să fii de fapt rezident. Și rezidența respectivă se revocă. Se pierde și trebuie să o iei de la început sau nu mai iei de la început. La partea de investiție, deci cererile de a obține o viză temporară sau permanentă de investitor. Vizele temporare de investitor sunt cele de tip E2. Asta înseamnă că vii în Statele Unite și începi o afacere. Poate să fie o afacere nouă, de-abia acum o pui pe picioare, sau poate vii și cumperi o afacere deja existentă, sau vii și deschizi o franciză, te duci și cumperi un McDonald's sau un mic restaurant dintr-un lanț mai mare de restaurante. Dacă această investiție este proprie, deci ei nu dau o sumă minimă, nu spun vino și adu cel puțin $100,000. E adevărat că există un zvon și probabil că ați auzit și voi că trebuie să investești cel puțin atât. Ăla este un zvon creat în mod artificial de anumite comunități sau poate chiar și de avocați care lucrează în domeniu și, într-adevăr, ei și-au stabilit ei acel minim, dar nu scrie nicăieri că trebuie să ai minim banii ăștia. Ei doar descriu care trebuie să fie investiția și spun așa, investiția trebuie să fie proprie, at risk, zic ei, adică să fie banii tăi. Nu poți să iei de la bancă și să vii să investești, asta înseamnă să-i riști tu, să-i fie ai tăi, bineînțeles că trebuie să fie obținut legal și trebuie să demonstrezi până la ultimul cent de unde-i ai și nu poate fi marginală, zic ei, adică nu poți să vii și să începi o afacere care să-ți dea numai un salariu minim pentru tine și familia ta, aia nu e investiție. Trebuie să fie suficient cât să-ți acopere cel puțin câteva luni de activitate în care teoretic tu nu te aștepți să obții profit, că ești la început. Și dacă tu vii cu banii respectivi și arăți un plan de afaceri atât de bine pus la punct încât justifici că banii ăia ție ți ajung pentru tot ce ți-ai pus în plan să faci, suma respectivă este considerată suficientă. Deci nu ei îți spun minimul care trebuie să-l investești. Tu vii și le arăți că am banii ăștia și banii ăștia înseamnă nu numai
bani gheață în bancă. Absolut tot ce ai investit tu, ce ai cumpărat tu pentru afacerea respectivă, până și hârtia din imprimantă. Și aia este tot investiție. Correct. Pui totul pe hârtie, tragi linie și spui, uite, ăsta e tot capitalul pe care l-am băgat eu până acum. În inventar, în materiale, în chiria cu care plătesc unde am birou, sau absolut tot ce ai băgat tu în afacere și arăți un plan de afaceri atât de bine pus la punct încât ei să vadă ce vrei să faci pe un an de zile, pe 3 ani de zile și pe 5 ani de zile. Bineînțeles că anul viitor, dacă îți iei viza și trebuie să duci să-ți o renoiești, nu o să se uite la planul de afaceri să zică, păi stai că ne-ai spus că într-un an o să faci asta și asta. Ăla e doar un plan. Știu și ei că poate fi îndeplinit sau poate nu se îndeplinește. Dar asta înseamnă investiție pentru ei. Și în momentul în care îi convingi că pe tine te interesează afacerea în sine și nu viza, atunci ai șanse mari să fii aprobat. Pentru că de multe ori clienții mei vin și spun, păi stai puțin, nu mi se pare drept. Tu îmi cer să-ți arăt că deja mi-am închiriat un birou, că am făcut toate cheltuielile astea când eu nu știu dacă o să am viză. Și eu le spun, păi tocmai asta e ideea. Statul american zice, pe noi, nouă, arată-ne că pe tine te interesează afacerea, nu viza, ca să nu faci afacerea ca să obții viza. Noi îți dăm viza ca o consecință a faptului că tu ai pus deja afacerea pe picioare. Dacă nu obții viza și da, totuși te interesează atât de mult afacerea, angajează pe cineva care să o aibă grijă de ea în locul tău și tu întoarce de acasă. Aici este de fapt cheia succesului. Să-i convingi că pe tine te interesează afacerea în primul rând și nu neapărat viza. Asta este o informație foarte prețioasă. Da, pentru că știu că foarte mulți clienți vin și o iau exact invers și atunci le spun, nu, trebuie să ne orientăm într-o direcție exact diferită ca să putem să avem succes. Absolut. Și să-i convingem că asta este ceea ce ne trebuie și ei să ne și dea ce ne trebuie. Și viza se renoiește în fiecare an? Viza de investitor temporar E2 de care vorbeam, din fericire, se poate renoi nelimitat. Am un client care are un lanț de restaurante, el este din Mexic și omul ăsta și-o renoiește, cred că de mai mult de 9 ani, pentru că, din păcate, pentru Mexic este, nu se dă decât pe un an. În mod normal poți să o ceri și pe 3 și să ți se dea pentru 3. Mexicul face excepții. Marea lui problemă este că el deja a investit suma aia care ar putea să-l ajute să treacă la EB5, care este viză permanentă de investitor, și apoi la Green Card. Dar el nu poate să arate că are 10 muncitori legali angajați în mod permanent. El are mai mult de 10, dar nu sunt toți cu formele legale. Exact. Da. Și atunci tot vine și începe în procedura și iarăși pleacă 2 și acum are 8 și după aia are 12 și după aia are 7 și uite așa de atâta timp încă n-am reușit să sărim pârleazul dincolo, dar el e fericit și tot renoiește. Exact. Deci da, poate fi renoită la cât vrei. Poți să rămâi așa dacă nu te interesează neapărat să devii rezident sau mai târziu cetățean. Mai este o variantă, viza de transfer, care pare că ar semăna un pic cu cea de investitor, dar sunt diferențe esențiale între ele. Viza de transfer înseamnă că există o afacere, deci există o companie în afara Statelor Unite și această companie vrea să își deschidă o sucursală în Statele Unite. Nu neapărat în același domeniu. Poate să fie într-un domeniu complet diferit, dar de obicei e de preferat să fie în același domeniu pentru că această companie din afară poate să-și transfere în Statele Unite ori un manager, deci pe cineva pe poziție de conducere sau un muncitor cu anumite calificări care să vină și să îi pregătească pe cei de aici. Deși e temporară și ea poate fi renoită pe un an, pe 3, dar nu mai mult de 5 sau 7 pentru muncitori calificați 5 ani, maxim 5 ani și pentru pe o poziție executivă de director sau mă rog, manager este de 7 ani. Deci viza asta seamănă cu viza de investitor în sensul că trebuie să arăți un plan de afaceri pentru sucursală, trebuie să arăți că banii au fost transferați de la compania mamă la sucursală și până la un punct totul merge cam la fel, dar bineînțeles
partea din afara Statelor Unite, compania din afara Statelor Unite, la rândul ei trebuie să arate că există de cel puțin 3 ani, iar persoana transferată care beneficiază de această viză L1 trebuie să aibă cel puțin un an de activitate în compania respectivă. Okay. Asta ar fi o altă formă și, deși temporară, la rândul ei poate fi transformată la un moment dat în viză permanentă prin trecerea din L1 în EB1 pentru muncitori calificați sau directori și apoi în green card. Niciodată nu poți să treci, să obții rezidența dintr-o viză temporară direct în viză de emigrant. Uh-huh. Trebuie să treci printr-o viză permanentă ca să poți să obții rezidența. Alte modalități de a veni aici în state? Nu aș vrea neapărat să dezvolt discuția despre cererea de azil, pentru că este un domeniu care a suportat foarte multe modificări în ultimul timp. Este foarte dificil, este adevărat, teoretic există și nu spun nu încercați, mai ales cei care chiar au probleme și cărora această modalitate le conferă singura opțiune de a își salva viața sau de a veni să trăiască în siguranță într-o țară. Dar standardele sunt atât de ridicate și legea este atât de strictă în ce privește condițiile pe care trebuie să le arăți că le îndeplinești ca să ți se accepte o cerere de azil, încât este foarte puțin probabil că un cetățean român poate să dovedească că într-adevăr a fost persecutat sau că viața este în pericol și că statul nu-l poate apăra în niciun fel, așa încât statul american să zică da, te primim cu brațele deschise. Ca să-ți dau un exemplu, și nu vorbesc de cetățenii români, dar nici pentru alți cetățeni în alte țări nu e atât de simplu, chiar și pentru cetățenii din țările Americii Centrale, unde se știe că violența și războiul, aproape război civil dintre cartelurile de droguri este atât de mare și scăpat de sub control. Dar asta este o situație generală și statul american e conștient de asta. Există rapoarte făcute pentru fiecare țară în parte, care într-adevăr în detaliu discută care sunt condițiile în fiecare țară, însă nu asta e cerința legii. Legea spune, arată-ne că tu personal ai fost persecutat, cu rapoarte de la poliție, de la doctor, martori, declarații, că într-adevăr ai fost persecutat de către autorități, ori autoritățile nu te-au putut proteja împotriva persecuției din partea unei persoane particulare. Dar într-un fel sau altul, autoritățile trebuie să fie implicate în acest proces. Și atunci, în momentul în care pui problema așa, nu e vorba numai de persecuție din trecut care trebuie dovedită. O condiție în plus este că dacă te întorci, această persecuție mai mult ca sigur va continua. Ori această sintagmă, mai mult ca sigur, more likely than not, înseamnă că trebuie să-l arăți că într-adevăr tu te întorci acasă și o să fii în continuare victima acestei persecuții sau chiar viața îți va fi în pericol. Uh-huh. Ceea ce este foarte greu de dovedit. Și ca urmare, într-adevăr, a existat, acum se fac niște statistici pe fiecare judecător în parte, care sunt ratele de acceptare și de negare a acestor cereri. Și dacă te uiți la judecătorii din Los Angeles, e foarte, foarte gravă situația. Adică ceva, ce să spun, undeva la 2% sau e încă bine. Nu îi sfătuiesc pe cetățenii români să meargă pe această cale decât dacă într-adevăr au un caz serios și poate fi dovedit, pentru că odată începută această procedură, nu mai poți să dai înapoi. Odată ce te-ai dus și ai depus cererea și i-ai tras de mânecă și le-ai spus, uite, asta e problema mea, dați-mi voie să rămân ca și refugiat, ca și azilant, din momentul în care te răzgândești și zici, m-am răzgândit, nu mai vreau mă duc acasă și ți-ai retras cererea, aia rămâne acolo, în sistem. Și data viitoare când vrei să te duci să-ți iei viză de turist, atunci ar putea să nu mai obții, pentru că la un moment dat te-ai dus și ai aplicat pentru azil. Sau poți să ți-o retragi și mai rău să ridici niște semne de întrebare. Ei să continue să proceseze și să zică, păi stai un pic, ce s-a schimbat între timp? Corect, de ce? Corect, da. Pentru că mai este și o altă problemă. Dacă ai făcut cererea fraudulos sau eu numesc frivolous application, adică n-ai avut de fapt un motiv foarte serios, ai făcut-o și tu așa,
aia poate să te împiedice să mai obții orice alte genuri de vize pentru restul vieții. Se numește permanent bar, adică te-am tăiat de pe listă pentru totdeauna. Okay. Și asta este o consecință foarte serioasă și atunci sunt foarte atentă când îi sfătuiesc pe clienții mei dacă să înceapă sau nu această procedură. Cum rămâne cu loteria vizelor? Rămâne în continuare o opțiune. Nu s-a desființat, sau cel puțin nu deocamdată. Exact. Este un alt teren de nisipuri mișcătoare. În fiecare an ne întrebăm, o să mai existe, nu o să mai existe, deocamdată încă există. Singura, aș spune, schimbare sau schimbare potențială, acum iarăși depinde și de alegerile din noiembrie, pe care vor să o implementeze autoritățile americane, ar fi felul în care verifică aptitudinile imigrantului de a se susține, a fi pe propriile picioare în Statele Unite, o dată ajuns aici. Deci aici încearcă în ultimul timp, cel puțin în ultimul an sau doi, să facă lucrurile un pic mai serioase. De exemplu, întotdeauna a existat pentru orice fel de emigrant și cel care vine prin cererile de familie, există această noțiune de suport financiar. Da? Deci cel care te aduce, că e soț, că e mamă, tată, frate, soră, într-un fel trebuie să garanteze că nu o să permită ca la un moment dat să primești ajutor de la stat, fiind rezident, cum ar fi șomaj sau bonuri de masă, cred că se numeau în românește, da, nu? Da. Bonuri de masă sau orice fel asistență medicală gratuită de la stat. Ca rezident, deci ca imigrant, nu ai voie să le primești, decât în anumite situații foarte restrictive de urgență și în anumite state. Dar, în general, regula de bază este că nu poți primi ajutor de la stat. Și atunci, cel care te aduce aici, să spunem, soțul american, semnează un contract cu guvernul federal și spune, dacă statul, pentru că asta e diferența între guvern de stat și guvern federal, statul California poate să zică, păi pe baza venitului întregii familii, te califici pentru ajutor medical, cu asistență medicală. Omul, neștiind ce înseamnă asta, zice, da, perfect, și acceptă acel ajutor. Dar statul federal spune, păi da, dar e rezident, nu trebuia să îl dai. Păi statul California zice, pe mine nu mă interesează că e rezident, că e cetățean, eu i-l-am dat că îmi spune că nu are venit. Statul federal atunci se duce la soț, care a semnat acum câțiva ani, dar nu mai știe, acel contract și a zis că dacă vreodată soția mea primește ajutor de la stat, eu mă oblig să-i dau înapoi banii. Okay. Și atunci statul federal vine și își cere banii înapoi. Asta e în teorie, că de fapt nu prea se întâmplă, dar rămâne totuși o condiție. În plus față de asta, acum vor să adauge niște condiții fiecărui emigrant, să vadă ce șanse are să-și găsească o slujbă, cât de bine vorbește engleză, dacă are datorii în țara de unde vine, dacă are datorii aici, pentru că sunt foarte mulți care au stat deja aici ani de zile fără statut și deodată își schimbă statutul prin căsătorie. Se uită la toate aceste aspecte care într-un fel sunt un pic prea mult și chiar au fost considerate neconstituționale. De asta se și ceartă acum între ei. Statul federal a fost dat în judecată că de ce impune aceste condiții care nu sunt chiar ortodoxe și tot certându-se ei așa, în februarie anul trecut, oficiul de imigrare a zis că noi nu ne interesează că statul federal zice că nu e legal, noi vrem să le punem în aplicare. Și atunci noi am început, ok, hai să strângem hârtiile, au apărut formulare noi, cereri noi. După câteva luni, prin iulie, au zis, nu le mai cerem, că a zis judecătorul federal că nu e legal. După vreo două săptămâni, le cerem din nou. Deci, uite, așa ne-au ținut toată vara. Dar ideea este că dacă până la urmă judecătorul federal care a zis că nu e constituțional pierde în această luptă și oficiul de emigrare spune de aici înainte, gata, astea sunt regulile, arătați-ne că vorbiți engleză, că aveți o posibilitate să vă găsiți de lucru și așa mai departe, lucrurile se vor schimba și atunci va trebui să adăugăm aceste condiții fiecărui emigrant care vine încoace. Deci loteria nu mai e o loterie, de fapt. De asta, aici voiam să spun. Deci loteria poate să fie o loterie în sensul că ți se extrage numele din acea listă de oameni, dar în momentul în care ajungi să completezi formularele, să le aduci hârtiile, să
mă rog, să le trimiți toate dovezile pe care le cer. Dacă printre aceste dovezi ei încep să enumere și ce spuneam mai devreme, unde o să stai, unde o să lucrezi, cine o să-ți ofere asistență medicală, ți-ai făcut deja asigurare medicală și așa mai departe. Asta după ce, se întâmplă după ce ești selectat. Exact, după asta, ce ești selectat. Da, și te duci la interviu ca de fapt să ți se dea acea viză, pentru că până în momentul interviului și a completării acelor formulare, selecția nu are nicio relevanță, este doar ceva virtual. Tu poți să îi dai curs sau nu. Sunt oameni care au fost selectați și aleg să nu ceară de fapt această viză. Dar în momentul în care încep procedurile pentru această viză, atunci începe. Exact. Uh-huh. Atunci încep și ei să-și ceară. Ok. Dar ce sfat aveți pentru cei care aplică în mod constant? De exemplu, noi aplicăm de 6 sau 7 ani. Aplicați în continuare. Ok. Asta voiam să știm dacă mergem în continuare. Am foarte mulți clienți în ultimul timp care mă contactează. Tocmai în ideea asta au fost selectați și deși și eu la început am crezut că se descurcă și singur și asta o fac din totdeauna. Dacă văd, dacă am clienți care vin la mine pentru niște lucruri de bază pe care știu că pot să le facă și singuri, eu sunt prima care le spun, eu pot să te ghidez, pot să-ți dau niște instrucțiuni, dar n-are rost să-ți arunci banii pe fereastră și cu mine și timpul și toate astea când poți să le faci și tu. Bine, am și clienți care spun, da, știu, dar eu vreau că n-am timp sau... Dar, din păcate, sistemul pe care îl tot promovează în ultimul timp autoritățile americane, ăsta de a face totul online, de a face totul digitalizat, câteodată dă rateuri. De exemplu, intri pe website-ul lor oficial unde trebuie completat formularul acela și te trezești că atunci când intri să-ți accesezi cazul, pui numărul cazului, totul merge bine, dar când trebuie să semnezi electronic și să trimiți aplicația, nu mai folosești același număr, dar nu mai merge. De ce? Pentru că, și nu-ți spună nimeni, trebuie să sar peste zerourile alea din mijlocul numărului. Și sunt felul de chichițe astea care... Și oamenii, da, exact. Și oamenii la un moment dat își pierd răbdarea, intră în panică și atunci sună și ce să fac, sunt disperat, nu mai știu ce să mai fac. Și atunci, într-un fel îi înțeleg, pentru mine e mai simplu că eu asta fac în fiecare zi, dar în același timp încerc totuși să filtrez aceste cazuri, pentru că aici intervenția mea este minimă, dar timpul meu poate fi folosit mult mai bine într-un caz de deportare, unde acolo chiar trebuie să fiu cu clientul meu în fața instanței, pentru că acolo judecătorilor nu le convine să te duci în fața lor fără avocat, pentru că asta ar însemna ca ei să stea să-ți explice ce înseamnă fiecare. Eu mă duc și îmi spune, clientul nostru este în procedură de deportare pentru că a încălcat articolul 212, litera I, A mare. Atât spune dacă sunt eu acolo, dar dacă nu aș fi eu acolo, ar trebui să explice ce înseamnă acel articol și așa s-ar lungi și așa sunt sute de mii de cazuri, probabil milioane. Și atunci, din start, judecătorul spune, nu, du-te și ia-ți avocat, nu putem să facem această procedură. Mai sunt și cazuri, normal, de excepție, când până la urmă merg singur, dar regula de obicei este, trebuie să ai un avocat. Și atunci, prefer să mă ocup de cazurile astea care sunt cele mai serioase și atunci când vine un caz de loteria vizelor, printr-un simplu telefon sau două idei sau să-i ghidez, pentru mine e mult mai simplu decât să crească să mă angajeze pentru asta. Bun, să vorbim acum despre viza de turist B1-B2, cea cu care am venit noi în state. Noi am primit foarte multe întrebări legate de modul în care am obținut-o. A trebuit să demonstrăm faptul că suntem stabili, că avem un job, că avem o proprietate. Chiar autoritățile americane chiar țin cont de asta? Da. Trebuie să faci dovada faptului că nu intenționezi să rămâi în state, deși vii aici cu o viză de turist? Nu numai că nu intenționezi să rămâi, dar că nu vii să lucrezi ca și turist. Asta este marea lor problemă, de fapt. În primul rând, înainte de orice. De asta și au probleme și cetățenii țărilor care beneficiază de visa waiver, aceia care, de exemplu, Franța sau Italia, care nu au nevoie de viză de turist să vină în Statele Unite. Ei pot să aplice printr-un sistem numit ESTA, se duc, numai completează un formular online și vin și pot sta 90 de zile. E adevărat, dezavantajul la ei este că nu pot să stea decât 90 de zile, nu 6 luni. Dar ideea este că n-au nevoie de viză.
Ei, până și ei au probleme în ultimul timp, pentru că dacă vii de prea multe ori și ei observă că, ok, ai venit cu ăsta, da, și ai stat aproape 90 de zile, nu 90 de zile, dar chiar la limită, te-ai dus înapoi acasă la Londra și ai stat acolo două luni, ai venit înapoi, ai mai stat aproape 90 de zile și iar și ai făcut chestia asta așa într-un an de vreo câteva ori, atunci apare, bineînțeles, semnul de întrebare, de ce vii atât de des? Uh-huh. Deja înseamnă că se creează un fel de precedent. Regulă, înseamnă că tu de fapt vii și lucrezi și lor atare trebuie să le vine o idee. Care și în momentul în care apare o suspiciune, nu se dau înapoi de la niciun fel de modalitate de a face investigații. Și atunci marea lor problemă asta este. De asta când chiar și am avut clienți români care au venit în vizită la familie, nu neapărat așa de des, să zicem, au venit în fiecare an și au stat o lună, două. Dar la un moment dat chestia asta a început să se repete și ideea la ei este, noi îți dăm 6 luni de zile, când de obicei asta se întâmplă, este perioada maximă, dar și cea de regulă pe care o pune ei pe ștampilă. Vii cu viză de turist și celul de la frontieră, ofițerul spune 6 luni. Dar ideea este următoarea, viza ți-o dă Departamentul de Stat. Cei care te inspectează când intri este Departamentul Homeland Security, care e cu totul altă mâncare de pește. Ei au autoritatea și puterea discreționară să zică nu, oricui vine, chiar dacă tu vii cu viza validă și n-ai încălcat-o niciodată. Dar dacă ei se uită în istoria cazului și văd, păi stai că ai mai venit așa și ai tot făcut naveta, asta deja înseamnă că tu vii cu alte interese și ei au chiar puterea să te pună înapoi în avion. Noi am primit foarte multe comentarii de la abonați care ne spuneau că au aplicat pentru a obține această viză la Ambasada Statelor Unite în București și le-a fost refuzată. Da, care ar fi motivele și dacă e ok să reaplice? Care este sfatul dumneavoastră? Am avut acum, cred că 2 ani de zile, un seminar. Noi trebuie să facem niște cursuri de educare legală și să arătăm baroului că mergem și le facem. Într-un fel e bine, totuși. Și de obicei îmi aleg chestii care chiar mă interesează și mă pot ajuta. Am fost la un seminar la care am avut invitați câțiva consuli din țări diferite. Unul din America Centrală, cred că era Uruguay, dacă nu mă înșel. Nu mai țin minte, oricum. Unul din Europa și încă unul din Asia. Și le-am pus și noi, ca avocați, aceleași întrebări. Ce criterii? Pe ce vă bazați când primiți dosarul și îl deschideți și la ce vă uitați? Acum, îmi pare rău, o să fiu foarte sinceră, așa cum au fost și ei. Răspunsul lor a fost, we are understaffed, deci nu avem oameni suficienți, nu avem timp să îi pregătim și atunci eu când am un rookie, un începător la ghișeu, care de-abia dacă a avut experiență de câteva cazuri, nu are fizic timp să stea mai mult, poate chiar dosarul deschide atunci, în dimineața aia, îl deschide, se uită prin el și cea mai mică suspiciune pe care o are poate să vină de la faptul că ești prea tânăr sau nu ai mai fost nicăieri în altă parte a lumii, e prima ta călătorie sau ce-i senăzare lui, poate să zică nu. Și atunci partea cea mai gravă este că nu există cale de atac. Decizia lui este definitivă. Singurul care poate să mai intervină ar fi, mai avem noi niște agenții, ombudsman se numește, te duci, te plângi senatorului, care de fapt nu face nimic. Deci aici stă puterea lor cea mai mare, în faptul că decizia lor e definitivă. Definitivă în sensul că nu poți aplica anul viitor, este definitivă pe cererea respectivă. Ah, okay. Poți să te duci după 2 luni din nou, poți să te duci în fiecare zi dacă vrei. Okay. Nu are nicio relevanță pentru ei. Bine, are o relevanță în sensul că o să-i se pară ciudat și o să zică omul ăsta e disperat. Insistă. Să ajungă, da? Și atunci poate să aibă o consecință subiectivă negativă, în sensul noi nu-l mai lăsăm să se ducă că e deja ciudat. Dar ei nu o să zică nu, pentru că tu plătești taxa aia. Și când e vorba de bani, nu se dau înapoi să ia. Corect. Deci ei o să continue să-ți ia banii, tu îți faci programare, te duci în fiecare lună dacă vrei, poți să le aduci câte documente vrei tu. Aici intervine
De asta câteodată se spune că este ca o loterie, până și această chestie care trebuie să fie o formalitate. Și din nou este și o chestie politică, pentru că atâta timp cât rata de respingere va continua să fie mare, noi nu o să putem să obținem vizele astea mai ușor. Nu o să putem să intrăm în rândul țărilor absolut, care absolut. Nu mai au nevoie de viză, pentru că rata de respingere este prea mare. Deci, e adevărat că legea spune, arată-ne cât mai multe dovezi că ai legături cu țara de origine. Și ca să te întorci, dar și ca să ne arăți că tu de fapt te duci în vizită, pentru că pe ei asta interesează, să îi convingi că tu vii doar să vizitezi. A, și aici voiam să adaug ceva, apropo de ce ai spus tu de viza B1, B2. De fapt, sunt două vize diferite. Ei le dau așa B1, B2 pentru că condițiile de obținere sunt similare și B1 de fapt este viză de afaceri și turism. Deci tu vii ca turist, dar vii de fapt, să zicem, vii să participi la o conferință sau vii să te întâlnești cu niște oameni de afaceri cu care o să ai un plan în viitor. Aceea este B1. B2 este strict pe turism. Tu când ai intrat, chiar dacă viza ta, aceea lipită de pașaport, spune B1, liniuță B2, vameșul decide în funcție de ce declari tu. Tu poți să declari, am venit la o conferință. Dacă spui chestia asta, el în sistem o să apari că ai intrat ca B1. Dacă spui că ai venit la Disney să-l vezi pe Mickey Mouse, atunci o să fii B2 cu siguranță. Dar și revenind la ce spuneam înainte, vameșul, deci pe lângă consul care are această putere de a decide dacă te lasă să ai această viză sau nu, vameșul are aproape aceeași putere de decizie dacă te lasă să intri sau nu. Și el decide și cât de mult te lasă să stai. Și acum iarăși revin la ce spuneam de cetățenii noștri români care chiar dacă nu au încălcat cu nimic viza, regulamentul și viza lor anterioară și au venit numai, au stat numai 3 luni din alea 6 sau 4 sau 2 săptămâni și chiar nu mai au vizitat, dar dacă în perioada aia vameșii sunt în alertă sau au ei niște instrucțiuni și zic fiți mai atenți sau pur și simplu unul s-a trezit cu fața la cerșaf, poate să le la întrebări, să zică, dar unde te duci? Că ai mai fost acum 6 luni și ai stat 2 luni. Ce ai vizitat atunci și ce vrei să vizitezi acum? Și în funcție de asta, ei decid dacă te mai lasă să intri și cât poți să stai. Și am avut cazuri în ultimul timp în care omul a venit și a spus că am venit la un botez. Norocul e că chiar avea costumașe de copil așa, și le-a arătat. Deci cer și dovezi. Da, da, deci se poate... Nu e se numește declarație. Se numește secondary inspection. Deci, să spun, americanii par naivi și pot să meargă pe încredere și să accepte tot ce le spui. Până la un punct, dacă li se aprinde un beculeț, atunci trec în extrema cealaltă. Nu precupețezi niciun efort să se uite și în gaură de șarpe și să-ți desfacă bagajele, să te întrebe, să-ți ia telefonul, asta e altă problemă. A avut un client acum câteva luni, a stat aici cu viză de student o perioadă, a plecat afară și a revenit tot cu viză de student, dar între timp avea aici o iubită. Și avea pe telefon mesaje și bineînțeles când vii, când aterizezi, vin să te iau și chestii de astea. Și bineînțeles lor li s-a aprins beculețul și a spus, păi tu de fapt vii încoace să te căsătorești și să aplici pentru green card. Și nu l-au mai lăsat să intre. Deși el avea viză de student, asta numai din mesajele pe care le găsiseră în telefon. A, deci au și libertatea, autoritatea asta de a-ți verifica telefonul? Da. Nu-ți încalcă drepturile? Altă problemă este că nu avem voie noi ca avocați să fim acolo la această inspecție. Nu ne primesc, așa cum nu ne primesc nici la consulat, de exemplu. Dar asta e din cauza, și nu e anecdotă, acum vreo câțiva ani un coleg a fost cu clientul lui la un interviu, cred că în Guadalajara, în Mexic, și a fost atât de... Adevărul e că uneori ei pot să sară calul, se comportă ca niște naziști, pur și simplu, nu e nicio diferență. Și a fost așa de enervat că l-a pognit pe ofițer. Și de atunci nu mai avem voie să mai mergem la interviuri la consulate. Aici, pe teritoriul Statelor Unite, în continuare mă duc cu clienții mei la interviuri. Dar, sau la inspecția de genul ăsta de la aeroport. Eu n-am voie să mă duc, n-am voie nici să vorbesc la telefon cu clientul meu. Deci, pur și simplu, sunt izolați, luați la întrebări, poți să te ține și ore acolo și să te întrebe. Și am destul de multe
dovezi de la clienți care au trecut prin situații genul ăsta și care spun că nu e plăcut deloc să fii luat la întrebări și pentru că au și o metodă, te întreabă unul la început, așa foarte dur, după aia vine o colegă mai drăguță, bad cop, good cop, okay. Vine și te ia și aia la întrebări și tu te relaxezi și în sfârșit asta e mai normal la cap și după aia vine altul și mai rău decât primul și uite așa te freacă până când nu mai știi de tine. Da, e și asta o strategie. Da, și până la urmă, ideea este și le spun tuturor clienților, nici măcar în glumă nu spuneți ceva ce poate fi interpretat sau pentru că ei, nu-i vorba că n-au simțul umorului, nu au voie, deci ei pur și simplu scriu acolo exact ce le spui tu. Am văzut de multe ori transcrierea interviurilor de genul ăsta și din consulat și de aici și de afară și de la frontieră, efectiv îți spun absolut fiecare cuvânt, fiecare virgulă, răspuns exact, nici măcar în glumă să nu spui, da, domne, am venit să lucrez, cum suntem noi și o mai luăm și așa. Că atunci e bine, da, am venit să lucrez. Și atunci nu te mai spală nici apele Dunării. Da. Deci am răspuns la încă o întrebare și anume că în calitate de turist nu ai voie să lucrezi, cum avem noi viza B2, pentru că ne întrebau foarte mulți abonați dacă noi lucrăm aici sau ne-am găsit joburi sau dacă avem voie să facem asta și noi le-am spus că sub nicio formă nu intră în viza noastră. Și acum încă o întrebare venită din partea abonaților noștri, să presupunem că unul dintre abonați vine aici cu o viză de turist, valabilă 6 luni de zile, se hotărăște să rămână aici în mod ilegal. Ce îi se poate întâmpla? Care sunt riscurile la care se supune? Păi pierde tot, adică nu mai are, din punct de vedere al situației de vizitator, deci nu mă refer la drepturile lui civile. De exemplu, poate vine, rămâne peste statut și, Doamne ferește, este într-un accident de circulație și nu din vina lui și șoferul celălalt îi datorează despăgubiri. Alea drepturile lui civile nu îi le ia nimeni, deci nu e ca și când ar fi anulat ca persoană fizică, nu există pe fața pământului. Dar din punct de vedere al situației de vizitator, de al unui deținător de viză de turist, în momentul în care a încălcat termenii, unul fiind să pleci când ți se spune, viza respectivă se revocă, nu mai există și el nu mai are niciun fel de statut din acest punct de vedere. Pierderea statutului înseamnă că nu mai poate să-și schimbe statutul anterior în altceva, deci nu mai poate să și-l extindă, nu mai poate să și-l schimbe. Normal că nu mai poți să schimbi, să zicem, din statut de turist în statut de student dacă tu nu mai ai de fapt un statut și nu poți să schimbi în ceva când tu de fapt nu-l mai ai. Nu mai poți să aplici, de exemplu, pentru a obține o viză de lucru, chiar dacă ți se oferă această posibilitate, pentru că, din nou, ca să poți să schimbi statutul în altceva, trebuie să fii în statut legal pe teritoriul Statelor Unite. Și atunci, opțiunile de a îți legaliza din nou șederea și a obține un statut legal se aproape că se reduc la, zice, 3. Okay. Deci există totuși, dar sunt mult mai restrictive. Și atunci poți în continuare să ceri o viză U, care este viza de, pentru victimele unei infracțiuni pe teritoriul Statelor Unite. Statul american zice, dacă ești victima unei infracțiuni pe teritoriul nostru, o infracțiune serioasă care îți pune viața în pericol sau sănătatea, te bate cineva pe stradă și te bagă în spital sau ești, încearcă cineva să te otrăvească. Acum îți dau exemple din cazurile mele. Da. Atunci noi îți dăm această oportunitate, un fel de, ne cerem scuze că ți s-a întâmplat asta la noi acasă și poți să ceri protecție. Dar întregul proces durează cam 5 ani, din momentul în care o ceri, până ți se aprobă și până când poți să devii rezident. Asta în situații fericite, să sperăm că nu să se lungească mai mult. Dar oricum, este o oportunitate, o opțiune. Și atunci nu mai contează că înainte de a începe această procedură, tu nu mai aveai statut. Pentru că acest gen de viză acoperă toate problemele alea. O altă umbrelă de asta așa generală este cererea care vine din cererea de familie, care vine din partea unui soț cetățean, nu și rezident. Dacă soțul cetățean cere rezidență pentru soț-soție,
nu contează că acesta a stat peste viză și nu mai are statut legal. Important e numai că a intrat în țară la un moment dat în mod legal și că între timp nu are cine știe ce bube în cap, cazier sau ceva care să nu le permită să-și obțină rezidența. Deci asta ar fi o altă excepție. Și mai este viza VAVA, încerc acum să găsesc denumirea românească, vine de la, deci VAWA, vine de la Violence Against Women Act. Nu e numai împotriva femeilor, se aplică și bărbaților, dar așa a fost ea denumită. Asta înseamnă că dacă ești victima violenței domestice și ești căsătorit sau căsătorită la un moment dat cu un cetățean american sau un rezident american, poți să beneficiezi de această formă de a obține rezidența dacă demonstrezi abuzul și calitatea de cetățean sau rezident a soțului. Uh-huh. Nu contează dacă între timp ați divorțat sau sunteți încă împreună sau chiar și dacă v-ați împăcat, nu contează. Abuzul, chiar dacă a fost în trecut, ăla trebuie dovedit. Am avut clienți care au început această procedură, între timp el a fost arestat în închisoare și ea l-a așteptat ca o sfântă, a ieșit sau un păcat, dar eu tot i-am făcut rost de green card pe cazul ăsta. Deci ideea este că e în situația asta iarăși e o umbrelă care acoperă orice alte iregularități. Deci faptul și dacă că, nu te regăsești în niciuna din cele trei situații, rămâi aici? Rămâi aici și... Poți fi deportat? În orice moment. De obicei, este foarte improbabil decât dacă ești la locul nepotrivit, la momentul nepotrivit sau faci ceva care să atragă atenția asupra ta. Pentru că nu vine nimeni să-ți bată în ușă sau să ia toate casele la rând să bată în ușă, să ceară documentele și să îi ridice pe aia care n-au. Ideea este că nu poți lucra legal. Și atunci dacă te duci și lucrezi într-un loc unde la un moment dat o să se strângă oameni care nu au statut și locul ăla devine renumit într-un fel, există riscul că la un moment dat ofițerii de la emigrări să zică ok, hai să facem acolo inspecții, să vedem ce se mai întâmplă și să fii și tu printre cei care... Okay. Sau te oprește poliția că ai trecut pe roșu și aparent în California e încă bine, dar sunt alte state unde poliția este foarte așa mână în mână cu cei de la emigrări și ajungi în fața judecătorului, îți plătește amenda sau cazul se complică și să zicem că mai stai și câteva zile prin închisoare, după ce ai terminat și ai clarificat acolo problema, imediat cazul e transferat la ICE pentru că n-aveai statut și atunci ajungi în fața judecătorului și judecătorul a ajuns acolo. Pentru că, de fapt, numai judecătorul are autoritate să deporteze pe cineva. Okay. Dar odată ajuns în fața judecătorului, dacă nu ai o modalitate de a arăta judecătorului că vei deveni rezident într-o formă sau alta, singura lui alternativă este să deporteze. Deci la el nu mai există cale de mijloc. Este ori albă, ori neagră. Ori devii rezident, deci îți legalizezi situația, ori te duci acasă. Și odată început tăvălugul, la început dintr-un bulgăr de zăpadă, se duce, se face mai mare, nu-l mai poți opri. Înainte puteam să-l mai oprim în sensul că dacă aveam un caz clar, cum zicem noi, curat, fără cazier, fără bube în cap și omul respectiv avea o cerere de familie, dar care mai dura. Avea o soră cetățean care a pus pentru el o cerere, dar mai avea de așteptat vreo 7 ani. Judecătorul avea opțiunea să zică, hai să punem cazul, să-l suspendăm, până când poți să-ți iei rezidența prin sora ta sau care era situația. Acum nici măcar această oportunitate nu o mai au pentru că guvernul, că întotdeauna când ajungi în fața judecătorului, nu mai ești numai tu, este și avocatul guvernului care vrea să deporteze. Asta este, deci este partea opusă. Exact. El vine acolo și spune, ești cetățean român, ai intrat în țară pe data de, n-ai mai plecat, trebuie să pleci. Astea sunt cerințele lor, puse așa în liniuță cu 1, 2, 3, 4. Și judecătorul spune, la faza asta ce ai de spus? Cum te aperi și care e soluția ta? Și dacă nu ai soluție, trebuie să pleci acasă. Uh-huh. Și atunci, ei, într-un fel, și ei dictează. Deci numai judecătorul e cel care ia deciziile. Până acum 3-4 ani puteam să facem asta, să suspendăm cazul, să lăsăm așa, până când obținem într-o formă sau alta rezidența clientului. Acum nu mai putem pentru că avocatul guvernului se opune și spune nu mai suntem de acord. Este tergiversare, este și, mă rog, alte chestii
politice și uite okay. Așa. Nu intrăm în politică. Exact, exact. Nu vreau. Mulțumim tare mult că ați răspuns întrebărilor mare noastre. Plăcere. Acum o să vă întreb unde vă pot găsi oamenii? Aici. Sau pe website unde sper că instrucțiunile sunt destul de clare. Există un număr de telefon, o adresă de e-mail. Pe Facebook, Andrei Marina, cred, este pagina oficială legată la pagina mea de persoană normală. Nu prea mă pricep la chestiile astea, că soțul meu se ocupă de ele, dar într-un fel sau altul oamenii mă găsesc. Cel puțin cei de aici știu cum funcționează. Din gură în gură, asta este metoda infailibilă. Până la urmă tot ajung la mine, dar mă bucur întotdeauna când mă caută și mai ales când mă caută de afară, deși uneori nu prea ne potrivim cu fusul orar, dar fac în așa fel încât să răspund cât mai repede și tuturor celor care mă caută, pentru că și pentru mine ei nu știu, dar de fapt îmi fac și mie un bine, e singura modalitate în care pot să mai vorbesc românește. Așa e, da? Cu altcineva în afară de copil, bărbat și câțiva prieteni cu care oricum cuvintele sunt limitate, că nu poți să vorbești, nu poți să folosești cuvinte prea mari când vorbești de ce mâncăm diseară și atunci mă bucur întotdeauna când pot să vorbesc cu clienții din România și încerc atât cât îmi stă în putință să-i ajut. Mulțumim tare mult! Ne-ați oferit foarte multe informații prețioase. Noi plecăm de aici cu un bagaj de informații foarte bogat și vă mulțumim pentru asta. Sperăm că v-a plăcut videoul de astăzi. Lăsăm link-urile în descriere. Site-ul și Facebook-ul Marinei Andrei, avocatul specializat pe zona de imigrări aici în Los Angeles. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Nu uitați să dați un like, subscribe, bineînțeles, și lăsați-ne și un comentariu. Sigur, îl citim. Pe mâine! Pa!